Salut și bine ai venit la noul meu clip de pe canal de YouTube. Astăzi te voi învăța cum să faci live interactiv, așa cum ați văzut probabil la mine pe TikTok în ultimele zile, live din acela unde fiecare cadou, adică nu, unde anumite cadouri, nu toate, generează un mim care apare pe ecran sau ce vreți voi, un anumit sunet, un video, o să vă explic pe parcurs. Dar e foarte important un lucru, mare atenție! Faceți chestia asta pe riscul vostru. Da, mi-a mers super bine în ultimele două zile. L-am lăsat cam non-stop să meargă live-ul. Am făcut 2000 de urmăritori noi în două zile și vreo 100 de lei în două zile. Dar, pe de altă parte, mi-au suspendat live-ul timp de 24 de ore. Și dacă aș continua să mai fac live-uri de genul, probabil că mi-ar suspenda live-ul de tot. Deci acum vedeți voi dacă merită să vă asumați acest risc. Depinde cât de mult țineți la contul vostru. De fapt nu cred că o să vă închidă contul, doar o să vă dezactiveze live-ul. Nu o să mai puteți face live. Deci puteți încerca pe un cont secundar sau dacă oricum aveți un cont mic de care nu prea vă pasă și puteți să faceți altul oricând. Ok, treaba voastră, dar eu v-am zis din start că există riscul să vă suspende live-ul. La început îmi dădea un mesaj că n-am voie să cer două la modul insistent și după aia am ascuns poza asta pe care vedeți voi și am făcut sub altă formă, am pus doar un text. Tot cum va detecta TikTok-ul chestia asta, așa că am găsit o soluție în care pe live nu se vedea deloc chestia asta cu mimuri, am pus doar muzică și niște imagini, așa o grafică care se mișca după muzică și am făcut un video la mine pe TikTok, stați să vă arăt și video. Tu alegi ce mim apare pe live. Prânză de oaie cu TikTok, sui cu tranafir, șarpilii cu microfon, culcat degete cu inimă și să vină, știți voi, cu parfum. Făceam clipul ăsta, uitați, ca cadourile astea, pornesc mimurile astea, dar pe live nu se vedea nimic și oamenii care intrau din și ajungeau pe live și știau despre ce-i vorba. De exemplu, clipul ăsta a făcut 260.000 de views și a, a adus mii de oameni pe live. Așa a crescut live-ul super mult datorită acestui clip și la acesta și așa oamenii știau despre ce vorba fără să le arăt eu în live direct este asta. Dar chiar și așa TikTok-ul mi-a zis ceva de genul că nu ai voie cu conținut care nu e original și e repetitiv, adică mimurile alea de 2-3 secunde care apăreau un continuu, un continuu, TikTok-ul zice că nu ai voie să faci live cu așa ceva în care doar pui un conținut repetitiv și care nici măcar nu e al tău, că într-adevăr mimurile astea nu sunt ale mele. Dar în fine, voi faceți ce vreți, m-am zis din start, v-am avertizat, acum voi decideți. De ce aveți nevoie ca să începeți? În primul rând, TikTok Live Studio. Da, stai, în primul și în primul rând să ai o mie de urmăritori pe TikTok ca să poți face live. Dacă nu ai o mie, Asta e, mai postează clipuri până ai 1000 de urmăritori ca să poți face live. După ce ai trecut de 1000 de urmăritori, TikTok Live Studio, cauți pe Google, TikTok Live Studio, intri pe primul link, download Live Studio, ai free download, îl descarci, îl instalezi, te loghezi în cont, hai să-l deschid și eu să vedeți. Deci te loghezi cu contul de TikTok, după cum vedeți am live-ul suspendat, Ah, deci acum să văd, sper să pot să vă explic cum să treabă. Deci aici, în stânga, ai mai multe chestii pe care tu le adaugi pe ecran. Poți face în mod landscape, pe orizontală, sau portret pe verticală. La mine a mers mai mii pe modul vertical. Ai aici, display capture, este desktop -ul. Adică ce se vede în calculatorul tău se va vedea pe live. Îți pui chestia asta de display capture, ne asta în caz că vrei să pui muzică sau ceva de pe calculator ar fi mai bine să pui și muzică camera era webcam-ul dacă vrei să ți se vadă și fața ta să apari și tu pe live adaugi camera acum e dezactivat de aici activezi sau dezactivezi o sursă din asta acum nu se vede la mine pe ecran pentru că mi-apare mesajul ăsta dar mă normal ai vedea fiecare chestie unde e aranjat unde e pusă pe ecran ai putea să le miști sus jos să le faci mai mari mai mici image de la image dacă nu ai image, adaugi de aici. Add source, image și alegi tu poza. Dacă vrei să faci cu o poză de genul acesta, îți faci tu o poză așa, o editezi tu în Photoshop, în Paint, cum vrei și o adaugi pe live. La început eu am făcut doar cu poză și atâta, în rest nimic altceva. Alerte, poți să faci când îți dă cineva follow, pui o poză cu este follow, mersi de cadou. Astea sunt extra, dacă vrei tu le pui sunete, volumul asune, sune, cât de să se audă. când cineva de follow, când cineva de cadou. Asta doar dacă vreți. Deși fac live-ul să fie mai interesant. Deci cam astea sunt principalele. Display capture dacă vreți să pui și muzică. Dacă nu vrei poți să nu pui și pui doar un image. Alertă dacă vrei și link o să vă arăt imediat. E foarte important asta de link. Deci primul pas TikTok Live Studio. Îl îl instalați tot ce trebuie, îl pregătiți, așa mai departe. Următorul lucru care vă este esențial, fără de care nu puteți face chestia asta cu cadourile și cu mimurile, este TICFINITY. t i k -a f i n i t y Scrieți pe Google, intrați pe primul link. Aici eu sunt deja logat, dar hai să vă cum vă apare Că nu sunteți logați. Aici sunt pe Incognito. Vă apare așa. Primul lucru, intrați pe Login or Sign Up îți faci cont cu adresa de mail, tot ce îți mai cere acolo și foarte important, conectezi contul tău de TikTok la TikFinity. Că altfel, evident, nu o să-ți apară chestiile astea pe live. Deci, foarte important să-ți conectezi contul pe care faci live, îl conectezi la TikFinity. Așa mi-am amintit să aprind și ring light-ul să mă văd mai bine la față. Deci, avem TikTok Live Studio instalat și setat. Avem TikFinity făcut cont, conectat contul de TikTok. Acum, ce trebuie să faceți. Din Tickfinity vă duceți la Actions and Events. Aici în stânga Actions and Events. Eu le-am setate. Hai să șterg unul din ele ca să-l configurez cu voi. Să zicem cool cut. Delete și de aici Finger heart să ținem minte. Îl șterg. Bun la Actions. Te duci Create New Action. i dai numele, ce nume vrei tu ca să știi despre ce vorba, cool culcat. Ok, de aici, din lista asta, selectezi Play Video File. Select File. Acum, normal, că aveți nevoie de meme-urile pe care vreți să le puneți. Le luați voi de pe TikTok, de unde le găsiți, YouTube, treaba voastră, și le tăiați un pic, să fie exact bucățica aia care faza cu culcat, nu lăsați tot clipul cu 7 lei motorina și ce mai zice la de 20 de secunde, tăiați doar bucata culcat. La fel, brânză de oaie, am tăiat 2 secunde când zice brânză de oaie, sui, am tăiat bucățica aia, deci le editați voi în CapCut sau cum vreți voi să editați, încât să fie bucățele scurte, deși puteți experimenta și cu bucăți mai lungi, poate atunci nu o să vă mai dea mesajul acela cu conținut neoriginal și repetitiv. Încercați experimentați o toată ziua, acum două zile, toată ziua am experimentat pe live, am încercat toate variantele posibile până am găsit ceva care a mers bine. Bun, deci revenim, intri aici, alegi video care vrei să apară, în cazul acesta cool culcat. Bun, dă mai jos, aici nu trebuie nimic. Durata videoului, aici depinde cât de lung e fiecare video. Cool culcat, hai să vedem de la properties, are 2 secunde. Deci, punem aici durata 3 secunde, Hai, să nu se închidă prea repede, pui cu o secundă mai mult decât cât are video. Deci, dar să vezi, dacă tu ai un video de 15 secunde, aici să nu pui 10 secunde, pentru că o să ți-l -ți taie după 10 secunde, nu se vede tot. Deci, să pui aici durata videoului, te uiți cât e, plus o secundă, ca să fii sigur. Volumul dai la maxim, să se audă bine. Aici lași pe screen 1, debifez este asta de enable fade in fade out ca să se vadă direct în forță mimul respectiv să nu-i bage fade in și fade out și bifez repeat with gift combos adică dacă ceva trimite asta dacă vrei poți să nu faci dacă ceva trimite 5 trandafiri să apare de 5 ori mimul respectiv dacă vrei să apară doar o dată debifez asta și apare doar o dată Uite, aici poate era mai bine să nu fi bifat chestia asta, că la un moment dat se spama prea mult cu un anumit mim și poate și de asta mi l-au închis. Dacă lași doar o dată, o să apară o dată și atât și e mai liber live-ul, nu e așa încărcat în continuu mimuri, mimuri, mimuri. Bun, dai save după aceea. Da? s a creat aici, a culcat, screen 1, durata, poți să mai verifici o dată video să vezi dacă ai selectat video corect. Ok, după aia te duci la Event Create new event. Who is able? Everyone. Asta dacă că vrei oricine să poată să facă chestia asta și tu vrei ca oricine, dar poți să faci și doar pentru follower, doar pentru subscriber, doar pentru moderatori. Dar acum facem pentru toată lumea. Acest eveniment va fi triggered, va fi activat de Poți să pui la share, la follow, la subscribe, la tap tap să se întâmple ceva când cineva dă follow. Ai multe variante. Dar noi acum am făcut cum am făcut eu atunci după un cadou anume. Alegem varianta sending a specific gift. Să se activeze mimul culcat la primirea unui cadou anume și alegi tu ce cadou vrei să fie. În cazul acesta era finger hearts. Când cineva trimite finger hearts, se activează cool culcat. Poți să te joci, să pui la follow un anumit mim, la share, la ce vrei tu. Trigger all of these actions. Du, bun, ai ales gift -ul. și aici ce acțiune să se întâmple. Și ai alea create înainte la actions. Cool culcat, șarpili, sui, brânză și așa mai departe. Acum că am creat cool culcat, alegem cool culcat. Deci încă o dată, la trimiterea cadoului Finger Heart se activează mimul culcat. Dai save. Și la fel îți faci pentru câte mimuri vrei tu și pentru ce cadouri vrei tu. Bun, ave, ai astea setate, poți pune maxim 5 aici, din păcate, pe varianta gratis. Dacă vrei să pui nelimitate, te costă 20 de dolari pe lună. Acum, dacă faci asta zi de zi și faci 100 de lei la o zi, pe zi sau la două zile, merită să dai 90 de lei acolo, ca să ai nelimitat. Vedeți și voi, dacă vă merge bine și nu vă blochează TikTok-ul, vă luați pachetul plătit și gata. Și mai departe, ultimul pas și foarte important, că altfel nu merge. Mai jos, aici aveți screen 1, screen 2 și așa mai departe. Dați click pe screen 1. Știți că voi aici ați lăsat pe screen 1. Toate mimurile pe screen 1. Dați click pe linkul ăsta și zice aici că s-a copiat linkul. Bun. Veniți în TikTok Live Studio. Dați pe Add Source. Link. Aici dai copy paste. Dai paste că el e deja copiat. Bum, ți s-a pus linkul. Mă rez nu trebuie să schimb nimic. Turn on sound, lași așa și dai Add Source. Da? Eu acum îl mai aveam o dată, așa că o să-l șterg. Dar e foarte important să vezi aici linkul. Și link ăsta va face să apară pe ecran acel video. Și încercați să-l setați, acum nu pot să vă dar îl puneți cât mai pe mijloc și îl faceți mare cât ecran. Nu chiar tot ecranul, dar cam jumate din ecran cel puțin să acopere. Să fie în centru și cât mai mare să se vadă bine mimo acela. Bun, încă ceva, ați pus link-ul aici, totul pregătit, dați go live de aici, acum eu nu pot să intru evident, dar voi dați go live, start și începeți live-ul, a pornit live-ul pe TikTok, apoi foarte important, veniți pe Ticfinity și aici în stânga sus unde scrie numele vostru de cont, dați click to connect, dați un click aici, și când live-ul e pornit, aici zice connected, se va conecta la live. Asta e foarte important. Acum nu se vede că eu nu sunt live, dar în mod normal live-ul e pornit, tickfinity ul se conectează, bun. După aia o să se vadă pe live ce ai setat-o aici. Dacă ai setat o poză, se vede doar poza. Dacă ai pus ceva din calculatorul tău, se va vedea chestia. De exemplu, eu am pus muzică din Winamp. No, sper că ați înțeles ceva, știu că e lung, e destul de complicat, dar cine vrea cu adevărat să facă chestia asta o să urmeze toți pașii și o să facă. Sper că v-a fost de folos, haideți cu un like și un subscribe aici pe YouTube în caz că o să mai postez tutoriale utile. Ne mai auzim, pa, pa!